dragi prieteni Agrointeligența, bine v-am găsit, o ediție specială Agrointeligența în direct, un interviu în exclusivitate cu ministrul Agriculturii Adrian Oros aici din Căminul Cultural de la Izbiceni. După cum știți, tocmai a avut o întâlnire în direct cu fermierii, dialog foarte interesant, foarte important, lucruri pe care fermierii României, în cazul acesta în particular, legumicultorii României, vreau să le aude de la ministrul Agriculturii, lucruri, repet, foarte importante pentru dumneavoastră. Este momentul să distribuiți această transmisie în direct, o ediție specială, Agrointeligența în direct, lucrurile care contează pentru dumneavoastră, lucrurile care sunt importante pentru dumneavoastră, le vom discuta aici și veți afla în direct acum mesajul, părerea, informațiile pe care ministrul Agriculturii vi le dă în direct dumneavoastră fermierilor României. Vreau să vă spun că pentru cei care doriți să revedeți lucrurile care se discută aici și se vor discuta aici cu ministrul Agriculturii, un interviu pe care domnul ministru al Agriculturii Adrian Oros mi-l oferă în exclusivitate. Luni seara la ora 7, la orele 19, veți avea ocazia într-o ediție specială a emisiunii Forța Fermierilor cu Vlad Macovei să revedeți mesajele și informațiile pe care ministrul Agriculturii vi le dă. În cadrul emisiunii, întrebările dumneavoastră, reacțiile dumneavoastră de pe Facebook și de pe site, promit că le voi transmite mai departe ministrului Agriculturii. Dânsul luni se va afla la Bruxelles, o discuție foarte importantă pentru banii dumneavoastră, banii fermierilor români pentru următorii 7 ani, și după ce se încheie și campania electorală pentru prezidențială, chiar înainte de a intra în direct, domnul ministru mi-a promis, m-a asigurat că vom avea un interviu de la Ministerul Agriculturii din cabinetul, din biroul dumnealui, sigur, cu informații complete, poate până atunci va fi completă și echipa ministerului și vom discuta la firul ierbii toate lucrurile importante. Domnule ministru, mulțumesc că sunteți alături de noi, alături de Agrointeligența. De fapt, sunteți un prieten vechi al Agrointeligența, ați fost tot timpul alături de noi. Haideți să începem cu Bruxelles, că e vorba de banii fermierilor, până la urmă de 20 de miliarde, care începând cu 2021 urmează să fie la dispoziția fermierilor români. Ce se întâmplă luni la Bruxelles? Ce faceți acolo? Despre ce vreți să discutați? Și mai departe, ce se întâmplă cu programul național strategic? Pentru că sigur are legătură și cu întâlnirea dumneavoastră de luni. Vă rog. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru oportunitate. Sigur că am venit aici la Izbiceni pentru că am fost invitat de către cei de aici, care doreau să lămurească unele temeri care au apărut în spațiu public legat de renunțarea la programele de sprijin pentru legumicultură și mai ales pentru tomat, dar i-am asigurat pe cei de aici că toate programele, la fel cum am spus de fiecare dată, toate programele de sprijin vor continua, sunt bugetate și pentru 2020, vom face niște analize, vom vedea care este impactul și o să le îmbunătățim, dar cu siguranță cele care sunt acum în derulare vor continua. Reuniunea de la Bruxelles a Consiliului de Ministri ai Agriculturii se axează în primul rând pe noua politică agricolă comună. Știm cu toții că au fost alocate anterior 20 de miliarde de euro României, cam 13,5 miliarde pentru pilonul 1, pentru plățile directe, și respectiv 6,5 miliarde pentru pilonul 2. Acum se discută acolo și despre plafonare, se discută și despre o intenție a președinției Finlandei de a modifica acest quantum în ideea de a micșora întreg mecanismul financiar multianual. Noi mergem acolo să susținem, în primul rând, să păstrăm cei 20 de miliarde. Am vrea, dacă este posibil, să nu pierdem din pilonul 2, cel dedicat proiectelor, pentru că avem de gând ca în noul program național strategic să prindem cât mai multe din aceste scheme de sprijin, în așa fel încât pe lângă banii de la buget, care nu știm câți vor fi, să prindem niște scheme de sprijin ambițioase timp de 7 ani de zile, să știm că vom merge pe acele scheme de sprijin în domenii în care noi considerăm că ai noștri agricultori și cei care activează în industria alimentară pot să devină competitivi, astfel ca în 7 ani de zile ei să fie deja consolidați pe piață, pentru că nu știm ce se va întâmpla după 2027. Și ăsta este rolul nostru, să ajutăm, să sprijinim acolo unde se dorește să se facă
treabă, noi să venim să sprijinim. Deci poziția României e clară, vrem să păstrăm această sumă, proiecte noi, adică programe noi, ambițioase, programe noi, mult mai targetate, poate, mai targetate, nu? Mai targetate. Învățăm din greșelile și în primul rând, nu? În primul rând, eu și echipa mea am spus-o și ne dorim să sprijinim sectoarele care aduc plus valoare, pentru că în această perioadă, chiar dacă am produs și am exportat mai ales materie primă, în așa fel încât balanța noastră comercială în ultimii 4 sau 5 ani este în cădere liberă, să zic așa. Avem un deficit al balanței comerciale la această oră, în primele 8 luni, am văzut datele de la INS, de aproape 1,3 miliarde de euro, cu șanse de a ne apropia de 2 miliarde de euro, aproape cât oferim ca și subvenții. Și adică, practic, banii consumatorului român, în loc să rămână în țară la producători români, pleacă străinătate? Noi, ca și țară, odată cu exporturile de materii prime, exportăm și subvenții. Asta este mai concis. În planul național strategic dorim să sprijinim, în primul rând, partea de zootehnie și partea de procesare, industria alimentară, partea de depozitare, sortare și ambalare și desfacere, pentru că aici am considerat, la toate întâlnirile în care le-am avut în acest scurt mandat cu agricultorii și cu cei din industria alimentară, aici suntem deficitari. La planul național strategic vă veți consulta pe bune cu fermierii, pentru că ce începuse oarecum primele două, trei momente de consultare în perioada predecesorului dumneavoastră, au fost asociații care au reclamat că e doar de formă, adică intenționați să fie chiar asociațiile să vină și să își spună pe bune punctul de vedere și dumneavoastră iarăși pe bune să-l integrați acolo unde considerați să-l integrați în acest... Cu siguranță așa va fi, pentru că, nu numai pentru că am promis la începutul mandatului că principalul meu partener va fi mediul asociativ agricol, pentru că acolo, în opinia mea, găsești cea mai bună expertiză, acolo găsești performanță, acolo găsești tradiție, profesionalism. Oamenii sunt în acest business și în mediul asociativ imediat de după 90, într-o măsură mai mare sau mai mică. Au experiență deja a două exerciții bugetare, 2007-2014, 2014-2020, știu exact unde s-a greșit, știu exact ce trebuia sprijinit și nu s-a făcut. Interesul meu este nu neapărat acela populist de a mulțumi pe toată lumea, dar dacă avem o dezbatere onestă cu mediul asociativ, care se întindă pe perioada mai multor luni, în așa fel încât pentru fiecare sector de activitate să invităm toate asociațiile reprezentative, vom putea să scriem un program național strategic împreună, repet, împreună, și de aceea aici fac o paranteză. Primul meu secretar de stat pe care mi l-am ales este Emil Dumitru. În opinia mea, un președinte performant a unei asociații, unei federații reprezentative din România, și nu vă ascund, în continuare aș dori să mai am încă un secretar de stat care vine tot din mediul asociativ. Nu o să vă dau numele, dar în momentul în care o să-l vedeți, veți constata că este un om care vine tot din mediul asociativ, astfel încât eu, dacă am lângă mine doi oameni care reprezintă cu adevărat interesele fermierilor și a mediului asociativ, cu siguranță nu voi putea greși. Bun. Astăzi am văzut legumicultori de la Izbiceni, săptămâna trecută de la Matca. Care este programul dumneavoastră de discuție cu fermierii, de consultare cu asociațiile? V-ați făcut un calendar? Ce urmează? Pentru cei care ne privesc, până la urmă, sigur, fiecare pe zona lui e interesat, domnule, când ajunge ministrul să vorbească și de ale noastre sau chiar să vină și la noi? În săptămâna aceasta, de când sunt ministru, recunosc că abia am avut timp să cunosc ministerul, departamentele din minister, să facă o evaluare deocamdată sumară a potențialului uman pe care îl avem acolo, a modului cum funcționează diferitele compartimente, dacă există un flux logic a transmiterii informației, și institutele din subordine, care sunt instituțiile care sunt destul de numeroase. Recunosc că n-am apucat să mă întâlnesc încă cu ASASU, pentru că și aici este o componentă importantă pe ceea ce înseamnă cercetarea aplicată, pentru că eu vreau
Și am avut așa discuții de principii cu domnul președinte Tabără, dar o să le facem și mai aplicat. Vreau ca toate proiectele de cercetare finanțate sau cofinanțate prin minister să fie agreate de către diferitele asociații de agricultori în așa fel încât să rezolve probleme punctuale în fiecare an sau fiecare trei ani, depinde cât se derulează un proiect. La capătul acelui proiect să fie câte o soluție pentru fiecare problemă din agricultură, din fiecare zonă. Asta vreau neapărat să fac. M-am întâlnit foarte pe scurt cu cei de la Agenția Națională de Zootehnie. Acolo, eu ca și medic veterinar, am observat de-a lungul timpului în discuțiile pe care le-am avut cu fermierii și mai ales cu oierii, că a fost în ultima perioadă, au fost niște nemulțumiri legate de acele subvenții diferențiate care s-au dat pe criterii, spuneau dânsii, nu prea ortodoxe, și eu vreau ca subvenția să meargă către cei care cresc animale cu înaltă valoare genetică. Asta ne dorim cu toții, să reușim să descriem noi varietăți, există posibilitatea. Am insistat de mult pe genotipare. Pot să vă spun că colegul meu de la universitate, cercetătorul, care lucrează aproape de un an de zile la ANZ, noi l-am detașat de la universitatea noastră, a pus la punct un program de genotipare, atât pentru filiație, dar și pentru screpii, care începe să fie o problemă. Vrem ca să avem rase bine consolidate, cu producții mari, cu producții de calitate, fie că este vorba de lapte, de carne sau de lână, și aici mă refer la oi, dar și animale care să nu fie sensibile la screpi, pentru că screpi deja este o problemă destul de mare a crescătorilor de ovine. Asta, repet, la întâlnire pe care le-am avut cu dânsii de-a lungul timpului, în ultima perioadă. Sigur că o să ne ocupăm și de genotipare și de consolidarea raselor de bovine. Pentru porc și pasăre, iarăși sunt niște programe, dar acestea sunt derulate de către cei din sistem care sunt destul de bine organizați și consolidați. Aici sunt deja două proiecte legate de reproducția la porc și reproducția la pasăre. La porc, din păcate, va trebui să lucrăm în paralel. Pe de o parte să eradicăm, să scăpăm de această năpastă, pesta porcină africană, care a cuprins aproape întreaga țară, și voi încerca la Bruxelles, deși nu este menirea mea, ci este menirea celor de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, într-o altă întâlnire pe care dânsii o vor avea săptămâna viitoare, în zona aceasta tehnică, să lămurim comisia să nu ne tracă cu tot teritoriul țării în zona 3-a, pentru că vom intra niște restricții din care foarte, foarte greu vom ieși. E un obiectiv pentru dumneavoastră. Este un obiectiv, nu? Pentru că eu sunt medic veterinar și dacă timp de 2 ani de zile am atras atenția asupra unor lucruri care nu s-au făcut de către cei care conduceau Autoritatea Națională Sanitar-Veterinar, n-aș vrea să înțeleagă că întreg sistemul veterinar n-a funcționat. Acolo sunt niște colegi profesioniști care sigur așteptau niște comenzi, care au venit târziu și au venit strâmb. Era plecat conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. Să sperăm că în curând să instalează o conducere aceste autorități care să înțeleagă și care să vină cu niște soluții reale. Ei au timp foarte scurt, au timp o săptămână. La o săptămână după ce vin eu de la Bruxelles, trebuie să meargă dânsii să prezinte un program foarte articulat, foarte realist, de care să se țină. Și atunci, în paralel cu programul de eradicare a pestei porcine, trebuie să lucrăm și la relansarea acestei industrie a creșterii porcului și a procesării cărnii de porc. Nu va fi ușor, dar deja eu miercuri am invitat, pentru când mă voi întoarce de la Bruxelles, conducerea autorității, conducerea colegiului și pe cei din creșterea porcilor, să avem o discuție aplicată. Care a fost mesajul pe care l-ați transmit? Să am un schimb de opinii cu cei de la conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, să le spun că eu sunt colegul lor și chiar dacă conducem instituții diferite, dar avem același interes, pe de o parte de a relansa creșterea porcului, pe de altă parte de a eradica cât mai repede posibil pesta porcină africană. Și feedback-ul lor?
care a fost? Eu zic că feedback-ul a fost bun, pentru că cel puțin cei cu care am discutat sunt colegi pe care îi cunosc de multă vreme și noi avem o relație colegială. Dar, repet, când se va instala cu adevărat noua conducere oficială, va trebui să lucrăm împreună. ANSVSA va rămâne în coordonarea dumneavoastră? Nu, ANSVSA-ul trebuie să fie și să rămână instituție independentă, este în coordonarea primului ministru. Dar, cu siguranță, în această perioadă vom colabora intens. Ar fi și greu să vă evite medic veterinar, vicepreședintele colegiului, fost vicepreședinte al Comisiei de Agricultură, ar fi destul de complicat să vă evite. Că tot vorbeam de situații controversate, vă țin un pic în zona aceasta, pentru că, din păcate, în mandatul predecesorului dumneavoastră au fost situații controversate, unele dintre ele semnalate inclusiv de mine personal sau de colegii de la Agrointeligența. Casa de Comerț Unirea, recent ați avut o întâlnire cu membrii Consiliului de Administrație care s-au cam plâns de matrapa zlâcurile care s-au făcut în ultima perioadă, sau mă rog, de când e casa, nu e foarte, are un an. Care sunt noutățile până la urmă și de ce vă spun asta? Pentru că, sigur, a fost și declarația aceea interpretată răuvoitor până la urmă. Vă întreb asta pentru că este păcat ca o inițiativă discutabilă să arunce cu noroi în ceea ce înseamnă interesul nostru al tuturor de a promova produsele agroalimentare românești, dar nu... Asta, până la urmă, a spus și dumneavoastră, că vreți promovarea produselor românești, dar nu prin niște aprozare care în față arată așa cum arată și în spate, de fapt, se derulează niște afaceri în care niște buzunare private ale unor politicieni chiar se umflă nemeritat și fraudulos chiar. Da. Există acum o anchetă în curs pe care am dispus-o a doua zi după ce am avut întâlnire, în aceea zi în care am avut întâlnire cu cei din Consiliul de Administrație, întâlnire care au solicitat-o domniile lor, unde mi-au spus că acolo lucrurile nu merg bine, că cei care fac parte din Consiliul de Administrație nu au fost consultați în multe decizii care s-au luat, decizii controversate, și citez, cu iz penal, și acele magazine, iar citesc, sunt butaforii. Deci nu sunt cuvintele mele. Da, asta oricine înzestrat cu... Adică chiar și dacă nu vezi foarte bine, dacă ai ochelari, totuși și intri într-un magazin de ăla, îți dai seama că am trimis scopul de control. E o scenetă tristă. Sper ca cât mai repede să avem niște rezultate acolo, pentru că, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, ar fi păcat ca o inițiativă, sigur, care a început bine, practic... Din ce am înțeles eu atunci când a fost lansat acest proiect, se dorea ca să fie promovate produsele tradiționale, produsele românești, și statul să intervină pentru promovarea acestor produse. Făcând, asta doreau dânsii, niște spații de depozitare, de sortare și de valorificare. Sigur că nu s-a întâmplat așa, am înțeles că s-au cumpărat și... 70 de hectare de livadă, s-au cumpărat niște imobile, au început să se certe care imobile să fie cumpărate, adică lucrurile au luat-o cu totul altă parte. Apoi, ce-mi spuneau... s-a plătit o manifestare politică, da, până la urmă, la care fermierii au fost aduși, Asta a fost forțat, într-adevăr. Oricum, aia a fost o dovadă că nu i-a ajutat cu mai nimic. A fost o chestie care nu trebuia să se întâmple, au fost aduși și fermieri forțat și au fost aduși și angajați și toți cei care lucrau în Ministerul Agriculturii cu autocarele din toată țara. Da, eu vreau să discut despre ceea ce se întâmplă acolo și sper să nu fie adevărat ceea ce mi-au spus cei din Consiliul de Administrație, că dacă ar fi adevărat, ar fi foarte, foarte grav și ar compromite încă o dată o idee benefică, aceea în care statul s-ar implica ca cei mici să se adune și să-și poată să-și vândă produsele. Sigur că noi avem și o situație, avem o soluție mult mai rezonabilă, mult mai legală și mult mai, cum să vă spun, mai sănătoasă din punct de vedere a economiei de piață, aceea de a încuraja. Există legislația, aceste cooperative, chiar am văzut funcționând cooperative, în care cei mici sau medii se adună, produc producții frumoase, de calitate, reușesc să-și facă depozite, unde să le țină,
pentru atunci când au preț acele produse, să le sorteze și să le livreze cu anumită ritmicitate chiar în lanțurile marilor retailer. Sigur, pe lângă valorificarea pe piață sau la poarta fermei, cum se dorește și cum este de multe ori mai rentabil. O să vedem ce se va întâmpla cu asta. O să vedem ce se va întâmpla. Nu, știți de ce? Nu că insist, că nu, e o întrebare legitimă până la urmă, pentru că sunt banii tuturor, adică dacă o făceau respectivii din banii lor de acasă, puteau face orice, dar e inclusiv manifestarea aia faraonică, unde s-a scris numele unui partid cu lădițe de roșii. Mai și mult asta, din zona Sibiu, îi spuneau cel puțin producătorii de produse din lapte, da, producătorii din produse din lapte erau nemulțumiți că nu erau primiți toți în magazin. Și era logic. Deci un asemenea magazin nu poate să aflueze produse de la toți cei doritori. Și atunci au apărut discuții. De ce? De la unii. Apoi, cei care valorificau acolo nu aveau suficientă marfă cât era necesară și cumpărau de la ceilalți, dar ei erau favorizați să vândă doar ei, aveau o anumită exclusivitate. Și sigur că s-a compromis această idee. Chiar cei care inițial au apreciat, și mă refer la cei care sunt activi în agricultură. Pentru că așa de pe margină, doar prezentat, uite, un magazin care vinde produse românești, sună bine la cei care n-au, cei care sunt chiar acolo actori, au simțit că lucrurile nu sunt sănătoase. Norme la legea 150, la legea supermarketului, vom avea? Noi le așteptăm. Atunci când am promovat legea, acum 3 sau 4 ani, am fost printre inițiatorii. Am crezut că foarte repede se întâmplă lucruri. Pe de o parte, guvernul pentru care trebuia să dea norme de aplicare nu a făcut-o. Pe de altă parte, trebuie spus că chiar dacă la început a fost o anumită reticență a unor lanțuri de magazine, trebuie spus că unele lanțuri de magazine au venit a doua zi și au luat contact. Da, și au spus ok, pentru noi este chiar mult mai bine dacă putem lua marfă într-o anumită cantitate, de o anumită calitate și cu o anumită ritmicitate. Eu cred că asta oricum e principala soluție, ca asta producătorii români să intre în marile rețele, pentru că acolo merge lumea, pentru că există ipocrizia asta. Domnule, eu vreau să mă duc la piață. Păi, dar nu merge nimeni la piață. Nu merge nimeni la piață, că din păcate multe piețe sunt goale. De multe ori cei care spun că vor să meargă la piață, nu, pentru că exact, sunt grăbiți oamenii, se duc în supermarket, corect. Aruncă în coș rapid ceva. Nu, dar e civilizat, e aer condiționat, da, e frumos, casă de marcat, totul e fiscalizat. Aici pentru produsele locale, aici ar trebui să se întâmple alte lucruri. Pentru produsele locale, produsele tradiționale să fie acele piețe, sigur, iar în acele piețe, sigur, să fie doar acei producători. Sigur. Acum suntem conștienți cu toții că intrăm într-o piață și două treimi din piață e ocupată de marfă din import, de cu tot o altă, corect, proveniență decât... Corect. De ce? Pentru că celelalte spații de vânzare nu sunt ocupate. Aici trebuie... Da, sunteți pe problemă 100%, nu? Aici pe... Da, sunt pe problemă și cred că soluția este, pe de o parte, a angaja un dialog. Noi sigur să fim doar arbitri, pentru că nu putem forța supermarketurile, de a pune cap la cap aceste cooperative care să vină în supermarketuri. Vă spun, săptămâna trecută am fost în zona Colibaș, în Giurgiu, funcționează o cooperativă, am rămas impresionat că în timp ce stăteam după întâlnirea cu legumicultorii, președintele cooperativei mi-a arătat pe telefon cum lucrează 50-60 de oameni pe schimb, la ora 8 seara, lucrau într-un spațiu super performant, cu condiții climatice. Deci ca în Spania, poate chiar mai bine ca în Spania, ca în Italia. Ambalau, sortau și pregăteau și aveau 3 livrări pe săptămână, chiar în județul meu, în județul Cluj. Aveau contracte. Acolo trebuie să ajungă și, corect, dovada că se poate este că chiar se întâmplă. Nu, dar vedem în ultimea, orice evaluare realistă a noastră ca cumpărător până la urmă. Da. Vedem că în ultimii 2 ani totuși supermarketurile s-au dat pe braz, dar au înțeles, a fost o presiune și a publicului, sigur, au văzut că și cu legea respectivă, că și decidentul politic până la urmă nu, adică vrea chestia asta și până la urmă și ei sunt niște oameni pragmatici, adică își dau seama că nu se pot pune împotriva curentului. Dacă noi ca și cumpărători vom merge în magazin, că e supermarket, că e magazin mai mic și vom cere tot timpul produse românești și vom căuta produse românești, ei vor face
tot exact. Ce este posibil, pentru să, că vor câștiga. Să aibă pe rafturi marfă românească. Dar dacă noi, ca și consumatori, spunem doar așa declarativ că sună bine, da, că vrem, da, să mâncăm produse românești, corect, iar când ne ducem în magazin, ne luăm după cel etichete mai ieftin, cât mai colorate sau cele mai ieftine, nu o să rezolvă această problemă. Și soluția, cred eu, la vârsta mea, este în educație. Dacă în familie, dacă la școală, copiii noștri vor fi crescuți spunându-se repetat în fiecare zi, de către profesori, de către învățători, de către părinte, haideți să cumpărăm produse românești, cât mai bune, cât mai sănătoase, că cumpărând produse românești rămân bani și putem plăti pensii și salarii și facem școli și spitale în România, acel copil, când va ajunge un adult, va ajunge un adult responsabil care chiar va crede că face bine să cumpere produse românești. Altfel, totul este doar chestiuni așa declarative, că dă bine la televizor sau dă bine într-un anumit mediu în care vrem noi să arătăm cât suntem de patrioți. Bun. E târziu deja și a fost o zi plină. Profit de ocazia de a vă avea alături de noi, pentru că ne privește foarte, foarte multă lume, un nou record de audiență a transmisiei noastre în direct. V-aș dori să transmiteți câteva cuvinte celor care ne privesc în număr atât de mare, celor de aici le-ați adresat direct, dar vă privesc fermieri din toate zonele, din toate domeniile, și chiar și public și consumatorii aia de care spuneați că au nevoie de un pic de sprijin și de educație. Până la urmă, ce le transmite ministrul agriculturii Adrian Oros și care este, cum să zic aia, ce doriți să punctați și ce ar trebui să înțeleagă fermierii români? Eu vreau să le spun atât fermierilor cât și consumatorilor, pentru că eu tot timpul mă gândesc la ambele componente. Și la fermieri și cei din industria alimentară, pentru că tot timpul i-au fost uitați și de-aia spun, repet de fiecare dată, industria alimentară, pentru că noi suntem obligați ca și stat prin Ministerul Agriculturii să susținem aceste activități, dar avem obligații și față de consumatori. Românii au dreptul să consume produse sănătoase. Am venit la minister cu bună credință, n-am alte ambiții la vârsta mea decât să demonstrez că cu bună cuvință, cu bun simț, înconjurat de o echipă, zic eu, destul de bună și lumea va judeca acest lucru, mă voi înconjura de oameni profesioniști, de oameni din domeniu, de oameni care au activat fie în industria alimentară, fie între fermieri, de lideri ai lor, să facem în așa fel încât anul viitor să fie mai bine decât anul ăsta, iar peste 2 ani să fie mai bine decât anul viitor și să nu-mi fie rușine când voi pleca din minister sau apoi când mă voi întâlni cu oameni pe stradă de ceea ce am făcut. Un obiectiv foarte frumos, pentru asta este nevoie de comunicare, oamenii trebuie să afle și noi suntem alături de dumneavoastră, în sensul că ori de câte ori aveți nevoie să transmiteți ceva sau ori de câte ori noi vrem să întrebăm ceva, să fiți alături de noi și asta e foarte important, pentru că din poziția evident de lidera în informarea și susținerea fermierilor din România apar lucruri care trebuie sclămurite și până la urmă și controversele sunt bune pentru că reprezintă o ocazie tocmai de a clarifica odată pentru totdeauna anumite lucruri. V-am smuls deja promisiunea că după ce se încheie și campania la prezidențiale, vom avea timp într-un interviu mai, evident, mai așezat să le dezbatem așa pe căprării ardelenește pe toate. Vom avea probabil și elemente de la întâlnirea de la Bruxelles, elemente în plus. Vom avea probabil și o echipă nouă, poate avem și președintele la NSVSA și secretarul de stat, astfel încât să vedem un pic și echipa, adică să vedem întreaga structură, toate rotițele puse în angrenaj. Mult succes luni la Bruxelles, pentru că e vorba de banii și de proiectele și de prosperitatea fermierilor români și a industriei alimentare române. Pentru că mi-a zis, domnule, agricultura are doar 4% din PIB. Păi da, dacă punem agricultura și industria alimentară, deja se fac 12%, care înseamnă peste auto, peste IT, adică înseamnă foarte, foarte mult. Ați început și mă bucur că ați fost, fermierii v-au primit foarte bine, pentru că fermierii iubesc această, să zicem, nu neapărat naturalețe, dar când le spuneți deschis, mi s-a părut interesant că multor politicieni le e fric să zică, domnule, pe zona asta poate nu mă pricep cel mai bine, dar am lângă mine un specialist, un consilier, un secretar de stat care mă poate ajuta. De obicei, politician român se pricepe la toate, știe să facă și aia și aia și aia altă. Și
dovadă că oamenii au reacționat foarte bine. Până la urmă nu e nicio rușine să spui, domnule, pe zona asta nu mă pricep, pentru că nu e absurd să zici că te, chiar și ca ministru, până la urmă ca ministru trebuie doar să dați direcțiile, nu să rezolvați tactic fiecare chestiune. Și asta pot să spun că chiar mi-a plăcut această atitudine de a spune, domnule, hai să vedem, hai să lămurim, unde nu mă pricep eu, e important feedback-ul dumneavoastră. Este important feedback-ul dumneavoastră, dragi prieteni ai Agrointeligența, o ediție specială Agrointeligența în direct. Foarte important, noi dorim totdeauna să dialogăm cu dumneavoastră, toate problemele dumneavoastră, toate sesizările dumneavoastră vin la noi și noi, sigur, prin mediatizare încercăm să le rezolvăm. Multe dintre ele în perioada următoare vor ajunge, multe din aceste lucruri pe care le sesizați vor ajunge pe masa Ministrului Agriculturii sau a responsabilor pe diverse zone, secretari de stat, direcții. Noi suntem aici să vă sprijinim, aducându-vă valoarea adăugată în informație și, evident, fiind alături de dumneavoastră pentru rezolvarea problemelor. Încă o dată, vă urez o seară plăcută, îi mulțumesc Ministrului Agriculturii Adrian Oros că a fost alături de noi luni. La ora 19 vom relua interviul și veți avea ocazia să revedeți punctele importante și sigur de luni într-o săptămână începem să vedem lucrurile concrete, probabil și echipa concretă la Ministerul Agriculturii. Nu mai dați crezare tuturor fake news-urilor, pentru că asta e foarte important, pentru că informația circulă mai ales în zona online. Așa, am văzut fermieri rezonabili, oameni pe care îi consideram distribuind niște minciuni ordinare și asta îmi arată că până la urmă omul încă este vulnerabil la toată manipularea asta care există, mai ales că e și o perioadă complicată, pentru că e o perioadă de campanie electorală, dar probabil după ce trece ne liniștim și începem să discutăm mai tehnic. Domnule ministru, încă o dată mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru oportunitate. Cu mult drag, întotdeauna alături de dumneavoastră, întotdeauna alături de Ministerul Agriculturii pentru a rezolva problemele fermierilor români. Încă o dată mult succes la Bruxelles. Dragii mei, aici pun punct acestei emisiuni. Celor care aveți în continuare treabă pe câmp sau în graj sau în birou, vă urez o toamnă bună în continuare, o campanie agricolă de toamnă, o încheiere a campaniei agricole de toamnă cu foarte multe realizări, vreme bună în continuare, toate cele bune, Doamne ajută!